băi și un bere și un semi. Tu e bere fără semi, păi nu se leagă amândoi. Salutare voi prietenașilor și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam, iar astăzi a venit momentul pentru un nou experiment pe acest canal. Ce voi face, fraților? Am cumpărat 10 sandwich-uri, 2 pachete de țigări, adică 40 de țigări și 10 beri Starov Ramen la 0,33. Ce am să fac cu ele? Am să mă duc la Unirii, să abordez oameni ai străzii și să le pun problema gen ce alegi dintre 4 țigări, un sandwich sau o bere. Chiar sunt curios să văd ce aleg ei dacă le pun problema în acest fel. Bine, eu la final am să le dau toate cele 3 produse, așa că haide să vedem cum vor decurge lucrurile, fraților, mă îndrept către Unirii. Ce faci, tata, să trești? Vreau să-ți dau ceva, dar vreau să te împot să alegi. Ce vrei să-ți dau între 4 țigări? Vreau să-ți dau 4 țigări, o bere sau un sandwich. Ce alegi tu? O bere. O bere, dar e bere de amică, la 0,33. O bere, a? Zici? O berică. Stai așa că ți le pun, că le am aici, în spate. Nu, stai aici, că le am aici, la mine. De fumat fumezi? Nu fumezi, ia? Eu sunt de iarba lui ăla. E temia lui ăla, da? Da, uite aici. Ia o bere și dai să-ți dau și un sandwich. Stai să-ți dau și un sandwich. Ia și sandwich-ul. Asta să mergi mai încolo, sunt proaspete, sunt făcute acum. Bă, da, proaste, să-ți dau să trăiești 1000. Și să se mulțesc cu bunul Dumnezeu. Să trăiești 1000 de ani. Nu mai bine. Auzi? Da. Nu mă blestem așa. Cu ce? E blestem, poate, da. Adică să trăiești. Auzi? Fericit cât va fi. Vrei să spun o chestie? Spune-ți. Către fericitul tău Ctis, i-a zis una să ne trăiți 120 de ani. Tu ce mă blestem? Da, da. Până tu știi ce înseamnă 120 de ani? Haine grele. Da, e haine grele ce-i drept, da. Te doare acolo, da. Și dumneata și întreaga familia. La fel vă doresc. O zi bună, la revedere. El a fost și primul om pe care l-am ajutat. Țigări n-a vrut să ia. Asta e, să mă scuzească că merg pe bicicletă, dar trebuie să o fac, că altfel n-am cum să mă plimb prin toată zona asta de aici. Am să merg pe bicicletă, pe trotuar. Așadar, prima persoană a ales o berică. Bineînțeles că i-am dat și sandwich-ul. Am să leg bicicleta aici. Sper să nu o zgâri. Așa, ușurel, pentru că am mai văzut pe cineva și am să merg să-l întreb și pe el. Să văd ce-și dorește din treburile astea. 4 țigări, o berică sau... un sandwich. Haide să vedem, e aici după colț. Ce faci, șerifule? Ești bine? Nu, vreau... bine, dacă vreau să-l întreb ceva. Uite, vreau să-ți dau ceva. Dar bine, trebuie să alegi tu. Trebuie să alegi tu, adică ce alegi dintre o bere? Vreau să-ți dau ori o bere, ori un sandwich, ori 4 țigări. Că vreau să dau la mai multe. Nu, serios, de ce vrei să dau din astea? Ori îți dau o bere, ori un sandwich, ori 4 țigări. Ia-l pe ăsta. Noroc să trăiești. Și ai zis că berea se o dau lui, nu? Dar nu trebuie bilet. Noroc. Ai zis că și fumezi, nu? Hai să dau 4 țigări. Uite aici, ia 4. Ce faci? Ia și rifule și 4 țigări. O zi bună să trăiești. La fel să văd ea. Numai bine, o zi bună, salut. Omul ăsta a ales un sandwich. Bine, l-a îndrumat omul ăla. I-am dat lui berea ăla cu papagalul. Era un om de la agenție, papagalul în mână și te pune să-ți alegi bilețele. I-am dat lui berea, i-am dat și 4 țigări, deci a ales sandwich. Avem până acum un sandwich și o bere, ce-au ales ei. Hai că mai avem aici pe cineva, încă un om al străzii, au început să iasă după ploaie, s-au ascuns și ei de ploaie. Șerifule, ce faci? Să trăiți? Hai că vreau să-ți dau ceva, dacă vrei să iei. Da. Dar bine, te pun să alegi, că vreau să dau la mai multă lume și nu știu să văd pe cine găsesc. Ce alegi? Vreau să-ți dau ori o bere, ori un sandwich, ori 4 țigări. Ce vrei să-ți dau, matale? Ce vrei, matale? Nu, păi ce vrei tu? Ce fumezi? Ce vrei? Țigările bune. Păi nu ți-le dau pe toate. Ce vrei? Ori sandwich, ori bere. Am un două. Pe toate le vreau. Ce? Nu zici, știu ce zici. Dar ce vrei? Vrei ce acolo? Ai cutii? Ai cutii de la de aluminiu, le strângi. Bun. Păi nu zic ce vrei? Sandwich sau una din zimnă din dele? Ce vrei, matale? Ce pe aia, ce pe aia? Orice, aici nu merge, ori bere, ori alea, ori alea. Vreau multe, ia, vreau multe. Tu vrei martare multe? Că n-am mic țigări, că adun pisate pe jos atât. Da, stai să-ți... Uite, adun pisate pe jos. Stai că-ți dau și țigări, stai așa. Că n-am... Ia un sandwich, vezi că sunt făcute acum, sunt proaste. Câte? Unul aici la unul. Că mai dau, vreau să mai dau, să trăiești. Și stai să-ți dau și... Ia să-ți dau și o berică, ia așa. Tot aici? Unde? Și tot peste adesta sau pe unde stați? Pe un fel, domnule, pe aici, un parc unde găsim. Da. N-avem mai depus. Bravo. Ia și 5 țigări. Să trăiești. Bravo, domnule. Am văzut că erai cu chiștoacele, da. Păi la zâneam, dar uite, le-ai aplouat. Păi am plouat și le-au udat acum chiștoacele, da. Hai, noroc. Să trăiești o zi bună, noroc.
Ăsta zicea și berea și țigările, am cam lălăit-o el așa cu sandwich-ul. Bine, i le-am dat pe toate trei, am dat 5 țigări, sandwich-ul și berea. Haideți să mergem mai departe, avem până acum câte persoane? 3 persoane, mai am 7 sandwich-uri, niște țigări în plus, câteva și 7 beri. Haideți să ne scăpăm de ele. Băi, șerifule, hai să trăiești, șefule, hai că vreau să-ți dau ceva. Vreau să-ți dau ceva, ești de pe stradă, nu? Da. Într-un sandwich, o bere și 4 țigări, ce vrei să-ți dau? Adică îți dau una din astea trei, că le-am unghios dat. Un sandwich, o bere sau 4 țigări, una din astea trei. Vreau să-ți dau matale, una din astea, ce vrei? Orice vrei. Că păi una din ele atâta. Păi nu, păi că am o bere, ori un sandwich, ori 4 țigări. Ce vrei îți dau din ele, una din treburile astea? Păi de fumat și fumezi, fumezi, așa-i? Ce vrei? Adică ce alegi? Ce vrei să-ți dau? Ca știi cum aș vrea și bere. Păi eu te înțeleg ce zici, matale, că așa când intră, intră bere altfel cu țigări. Dar ce vrei să dau? Una din ele, că nu poți să dau decât așa. Că am zis că întrebi pe fiecare, că altfel nu mai poți să dau la toată lumea, știi? Ce vrei să dau? Hai că le și scot imediat. Țigările, nu? Stai așa. 1, 2, stai așa, 2. Și-ți mai dau 2, că vreau să mai dau și la 4 țigări. Și stai să-ți dau și berea, să-ți dau și sandwich. Da, așa. Să trăiești 1000 de ani. Sau cât vrei, matale, acolo. Ia sandwich-uri, sunt făcute acum de la Mega. Sănătate, numai bine, să trăiești. A ales țigările, i-am dat și sandwich-ul, i-am dat și berea. Ce faci ăsta, Antti? Trăiți pe stradă? Trăiți pe stradă? Că vreau să vă dau ceva. Am vrut să vă dau ori 4 țigări, ori o bere, ori un sandwich. Ce vrei să vă dau? Eu vreau bere. Nu vrei bere, nu? Vă dau de mâncare. Vă dau un sandwich atunci. De fumat fumați? De fumat fumați? Nu fumez, nu trebuie așa ceva. Tot așa un sandwich, e proaspăt. Bă, dar profesor, am avut aici o puțină pâine și ne-am dat și la la porumbei. Da. Păi stați cu ei toată ziua pe aici, v-ați... Păi tata, că n-am unde să stau. N-am casă, n-am masă. N-aveți unde să... Dar n-ați încercat la zilele alea de bătrâni, pensie n-aveți, așa-i deloc. M-a rugat de un cetățean, zic, mă, măcar un ban, să am și eu un buzunar să rămână. Dar lumea așa, în general, vă mai ajută lumea? Vine, vă mai dă așa lumea? Cel turiștii sau care vă mai ajută? Da, credeți că lumea e pentru că știi că vă... Ăștia care... A, sunt alcoolici, care le place băutura, da. Eu le-am zis și eu, dacă așa pe eu, nu l-ai de ce vrei? Normal că nu l-ai vrea. Bine, acum dacă uităm pe partea aia, și spunem și noi cu oameni care cât de cât nu trăim pe stradă, tot am mai bea și noi câte o bere din când în când. Dar bine, ei fac abuz, no, poate, sau... Fac abuz, parcă da, rene, da, da. Bine, vă las că mai am câteva semnici, mă duc să le mai dau și pe alții, păi, să vedem care mai e. Dacă mai aveți un sandwich, am și eu un prieten care să-i dau utilit, dacă vreți să-mi dau, nu obligați. Haideți să vă mai dau un sandwich atunci. Dați-mi un 10. Luați aici. Să rămână, okay. Să vă dea bine. Sănătate Dumnezeu. La fel și dumneavoastră. Vă doresc sănătate multă. Numai bine, o zi bună. Da, băi frate, i-am mai dat un sandwich la femeia asta, a ales sandwich-ul. Mă așteptam să nu ceară, bineînțeles, băutură, că nu părea o femeie chiar așa vagaboantă. Cine știe prin ce a trecut de a ajuns să trăiască pe stradă. Vedeți, femeia a zis că vrea să își ia o chirie, o cameră undeva. Bă, să-i dea Dumnezeu sănătate, noroc și să facă ceea ce și-a propus. Să-și ia o cameră cu chirie sau ce vrea să-și ia. Are o pensie, dar uite, stă pe stradă. Bănuiesc că nu are o pensie prea mare, asta e drept. Uite, omul ăsta rupe din pâinea lui și de la porumbei. Haide să-l întrebăm pe el ce vrea. Prietene, ce faci? Hai noroc. Trăiești pe stradă sau unde? Trăiești pe stradă sau unde? Că am văzut că stai pe aici. Trăiești pe stradă sau ce faci? Am așa ceva. Cum? Am așa ceva. Hai că vreau să-ți dau ceva, dar vreau să te pun să alegi. Între o bere, un sandwich sau 4 țigări. Ce vrei să-ți dau? Ce vrei, matale? Ce vrei tu? Păi eu știu dacă fumezi sau ai poftă de o bere, eu știu ce vrei. Ce vrei să-ți dau? Una din astea, una din ele. Orice. Că mă duc, mai dau și la alții. Hai că-ți dau sandwich-ul. Ia uite așa. Sandwich-ul, să-ți dau și bere. Ia și berea. Stai să-ți dau și țigări. Dacă ai sport, mai este mai, dar să mai dau eu câteva țigări. 3, 4, ia 4 țigări. Sănătate. O zi bună îți doresc, sănătate. Hai că vreau să-ți dau ceva. Dar vreau să te pun pe tine. Vreau să-ți dau ceva, dar te pun să alegi. De fumat fumezi? Nu. Nu fumezi, ia? Nu mai. Depinde. Ah, nu mai fumezi, ia? Atunci ce vrei să-ți dau? Vrei să dau o bere sau un sandwich? Ce vrei tu din ele? Una din ele îți dau. Ori bere, ori sandwich. O bere. O bere, nu? Hai că îți dau acum o bere. Nu mai fumezi pe ceoare, că... Chiar dacă o fumezi, văzând doctorii ta tutunul,
Reunează grav sănătății. Da, nu. Adevărul că nu e bun. Țigările nu sunt bune. Mi-a zis doctorița. Și, plus, și pe lângă asta mai costă și bani. Ia uite așa berea asta. E numai o desfașă. O desfașă unde a pus-o pe aici. Pe... Oi, 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 de-aia te stupezi. E pe, pe filet. Hai. Sticla, s-o dau. Nu, 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 că nu am nevoie de ea. Arunc-o, că nu mi-o trebuie. Sticla, sticla. Nu, că nu, asta nu se returnează, nu se returnează. O arunc aici, arunc-o la coș după aia. Hai, noroc, se trăiește, o zi bună. Te felicit. Noroc, noroc. Tataie, ce faci? Bine, bine. Hai că vreau să-ți dau ceva. Vreau să-ți dau ceva. Bine. Poate că ți-am mai dat o dată ție, nu? Sau nu? Da, totul da, erai. Bă, stai că nu te mai cunoșteau. Hai că-ți mai dau niște țigări, că am rămas cu ție. Da, 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 bine. Nu mai știam, bă, ție ți-am mai dat sau nu, sau nu tot ție? Nu mai știam exact ce ți-am dat, dar pe partea aia. Păi nu mai am, că le-am dat la ăsta, era cu dă-i tu o țigară, da. Bravo. Nu știam, bă, tu e sau nu ești la care i-am dat. Ok, ai, hai, noroc, salut, pa, pa, pa. La ăsta e mai deduse, frate, și nu mai știam exact. Bă, el e sau nu e el? Ne dăm jos frumos la trecere. Hai să treci. Salut. Ce faci? Ce faceți? Nu, aici ta la telefon. Păi aici, pe zonă, ce vreau să vă întreb? Vreau să vă dau ceva. Da. Dar vreau să vă întreb, stați pe stradă, nu? Adică în principiu. Da. Eu, da. Și el nu? Ba da, și el. Dar ce vreau să vă întreb? Vreau să vă întreb, vrei un sandwich, o bere sau patru țigări? Am la mine și am întrebat pe fiecare, ce vrea să-i dau, asta-i dau din ele. Eu vreau toate, toate la un loc. Toate, ori bere, ori sandwich, ori patru țigări. Păi ce bere, o bere rece? E toate... destul de rece, e bere de ala 033, starul prea mea. Zici ce vrei să-ți dau? Nu o bere, că țigări ești de așa. Ba, bă, ar fi mai bine 5 lei, dar n-am, că vreau să mă scap și eu de ele, că vreau să le dau, că am luat să vi le împar vouă pe aici, dar zici ce vrei să-ți dau din ele. Dă mie mai... Dar ce vrei, Matale? Ori o bere, ori patru țigări, ori un sandwich. Sandwich cum? Un sandwich de la de mâncat, o mâncare, sandwich. Dă-i și un bere și un sandwich. Păi bere fără sandwich, păi nu se leagă. Nu, ideea e că eu voiam să văd ce alegi tu din chestiile astea, știi că oricum ți-l dădeam pe toate. O bere și un sandwich. Ia tu o bere, dă-i și o bere. Cum să spargi? Mie îmi plac astea. Acolo la horoscop e, e marca asta. Ce? La horoscop e marca asta, aici. Da, așa. Ia, trage de el. Unde? A, la horoscop, marca asta? Da. Hai să vă dau și câteva țigări. Hai de la horoscop, la fântâni. Ce? La fântâni. Ți-a pus doar o întrebare. Dar păi asta voiam să văd ce alegi, știi, dintre ele, știi? Bine, stai, știi că mai sunt. Că alții zic, bă, că vezi, Doamne, că n-au unde sta, dar bea o bere. Păi și noi care avem unde sta, tot am mai bea câte o bere, îți dai seama, nu? Că ai bea câte o bere. Nu zic că n-aș bea. Dar de muncă, de muncă, n-ai căutat, n-ai găsit de muncă. N-am, vreau, ai? Nu, eu n-am de muncă, dar zic, ai unde, dacă ai buletin și alea, eu zic că îți găsești dacă îți cauți. Vezi, pe OLX. Nu am buletin. Pe OLX și alea. Că zic că găsesc, e plin de locuri de muncă. N-am eu telefon, nu-i telefon, dar nu era la sau mergeți pe șantiere pe ăstea, să întrebați, sau la pază, ai văzut că se angajează mult la pază. La pază, eu am dacă niște lucrări, eu aștept să-mi vin acum, am niște lucrări. Da, da, da. Și las și pe el să te strige un ban pe lângă mine. Bine, hai, noroc, noroc. N-aveți pentru ce, o zi bună, pa, 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 noroc. Nu știu ce fel de amărâți erau ăștia, dacă erau fără adăpost sau nu, erau cei drept căutau pe la gunoi, pe acolo, niște chiștoace. Că au ei lucrări, au pe naiba lucrări. Că i-am mai văzut pe aici, când mai veneam cu bicicleta, aveam livrări. Tot pe stradă erau și ăla a venit și i-a ajutat și ăla, i-a dat și ăla un iaurt, nu știu ce mai avea, o pâine pe acolo. În fine, să fie primit, frate, mă bucur că am putut să-i ajut. Și cu o bere, și cu orice, că mă repet, cu riscul că mă repet. Am mai bea noi câte o bere așa din când în când, da, pe ei în amărăciunea lor. Haideți să vedem dacă mai e leu, fraților, că am ajuns și la leu pe care l-am lipit. Valoarea unui leu. Cei care n-ați văzut clipul, căutați valoarea unui leu în 2019 și veți vedea și care e treaba cu leu ăsta lipit aici pe jos. Haideți să mergem mai departe, să găsim pe cineva. Ia uite-l, vin mai amintiți pe ăsta, de mi-a zis: "A, te știu pe tine, ești de la București Bike Traffic sau ești de la Bike Traffic, ceva de genul." Ia uite-l. Bă, ce faci, băi, prietene? Încă nu te... Încă nu... De unde mă știi? Încă nu te-ai angajat. Te-ai văzut în clip, că te-am pus atunci în clip. Și mi se pare că sunt la final sau la final? La final. Super. Hai că vreau să-ți mai dau ceva. Care-a Dumnezeu? Dumnezeu. Dar te pun să alegi, frate. Țigări, sandwich sau bere, ce vrei? Nu contează, ce vrei tu? Că bere bem și noi ăștia care avem unde sta. Ce vrei tu, aia îți dau. Ori o bere, ori o țigară, ori patru țigări. Deci patru țigări, o bere sau sandwich. Ce vrei tu, frate? Stai să mă gândesc, că este gândește. O întrebare foarte bună. Da, 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 ia gândește. De ce bere, sandwich sau țigări?
pentru că... Hai, nu mai gândi acum, zici ce vrei, frate. Trebuie să dezvoltăm un subiect aici. O țigară, un sfert de sandwich și o pahar de bere. Un pahar de bere. Na, mă, ia bere asta așa, un star probabil. E ultimul care nu mai am, ultima bere pe care o mai am. Stai așa. Bă, de fapt am două bere, mă, ia-i că-ți dau ție două, că mai asta. Păi dacă le bei, le bei pe amândouă, sau mai dai la careva, nu știu, că vreau să mă scap de ea, că ești ultimul la care îi dau, că nu mai am. Și mai am un sandwich aici, îți dau și sandwich-ul. Nu știu dacă de fumat fumezi, fumezi? Ca orice om. Ca orice om, nu știu, eu nu fumez, frate. Apucă-te, pentru că... Nu, frate, nu. Asta e un antrenament pentru că nu, frate. Fii atent aici. Ai mai multe, nu vreau să mă mai duc să le mai dau la nimeni, le iei tu pe toate astea, sunt vreo 10 țigări, nu știu câte sunt. Și du-te la muncă, frate. Da, frate, hai, te las că să închizi și eu clipul ăsta. Mă bucur că te-am întâlnit și că ți le-am dat ție. Se trăiești, se trăiești. Hai, noroc. Salut, pa, pa. Haideți să închidem acest clip. Sper să luați partea bună din clipul ăsta. Lăsăm la o parte Cateringa, care am făcut-o pe alocuri. A fost un experiment social. Chiar am vrut să văd ce aleg oamenii ăștia. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc, fraților, că vă uitați la mine. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o și ne vedem cu un nou clip pe viitor. Pa, pa!